You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the databank for detailed survival advice. Good luck. The Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. Zero human life signs detected. Discovered. Alien life forms may have unexpected applications. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. Copper is an essential component of all powered equipment. Your probability of survival has just increased to unlikely, but plausible. Oxygen.
yaratan. Genial çok. Yasemin hiç graphics. Wiedział, co jest ty. New creature discovered. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. New blueprint acquired. 30 seconds. Fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment using locally available materials. For your safety, this setting cannot be overridden. Lightpod secondary systems online. Running full environment diagnostic and outputting results to databank. Radio.
Zavora. Distress signal received. Rescue operation will be dispatched to your location in 9 hours. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. Time 9 fucking hours. Weapons were removed from standard survival blueprints following. The massacre on Abraxas Prime. The knife remains the only exception. Detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with damage to the Aurora's drive core, sustained during planet fall.
Detecting sulfur deposits in the local cave systems. Sulfur is an essential component of the repair tool. Vital signs stabilizing. Lifepod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Signal location uploaded to PDA. Oh, I have that one. Discovered. Some waterfall, I got it down. Okay. Thank you.
30 seconds. Data. You really think it'll carry two of us? Your regular sea glide tows a mass of 80 kilograms at over 30 kilometers an hour. The power cell rigged to this one should double that. You think there's something out there that's faster? Oh, sure. And that's assuming it doesn't overload 3 meters from the life pod. You're calm about this. I'm seeing the engineering problem. If I stop seeing the maths, I'll be terrified. Wiring kits are an essential component of many habitat modules.
fabricator cooks small organisms while disposing of the skeletal structure, bodily fluids, and internal organs, thus rendering them safe for human consumption. Degradation of the Aurora's drive core may result in a quantum detonation. Continuing to monitor. The scanner can be used to synthesize blueprints from salvage technology and to record alien biological data. Quantum detonation. Who sarà data da planeta? Self-scan complete. Vital signs normal. Continuing to monitor. So dramatic is the scan page. Păi cât de tare.
pachetă de informații, un simplu pește, o chestie. Ha, genial. Genial. La toți pește sunt atâția informații. Da. Prea tare. Chestia asta putem scana cu fragmente. Nu știu ce vrei. Una, mai trebuie una. Și o să pot construi care tot pot. Merge mai rapid pe jur. Momentul să te găsesc cu fragmentele ăla. New creature discovered. Ce formă are? Gary fish. Ce ochi are. Foarte interesant și el așa. Sper să mai dau tot chestii din ori. Bombe de ori. Seconds. I made that. No, not that prea mult. Cred că dăm vreo 10. Noi avem 5, 6, 4, 7, 5, 7, da. 6, 4. Trebuie să stai bine să se ia fondul. Voi, ce bine că ai un tema. Nu mai hit-ul să văd pe aici. Thank you.
Can I play something? I don't feel so. Yes, probably. Oxygen. Survivor, you have exceeded your weekly exercise quotient by 500%. Data indicates that swimming was your favorite activity. No, be sure to vary your routine for uniform muscle development.
Short-range scans suggest this biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. This is Avery Quinn of Trading Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease, send an SOS. You offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. Doubtless. I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long-range scans pick up in the meantime. Thank you.
drive core has reached critical state. Quantum detonation will occur within 2 hours. Is essential in construction of vehicles and power plants. The Sea Glide will increase your effective exploration range. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. Nice. So nice. So, that's it. Aurora. Fuck off. Thank you.
Oxygen efficiency decreased. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Integrating new PDA data. M-am apucat un pic mai de mult de asta. Dar nu l-am terminat nici atunci. Și nu vreau să fie așa pe YouTube, să-l și termin. Bă, dar e genial. E absolut genial. Și asta. New blueprint acquired. Și mi se pare că am găsit podul ăsta și cumva nu trebuia să-l găsesc sau ma'am, era parte din poveste. Calm. We're not in immediate danger. Where are the rescue teams? The Aurora didn't make it. 30 seconds. So, where are the rescue teams? They're dead, ma'am. We have rendezvous coordinates, but the routes are radiated. So, what are you going to do? I'm head of human resources, ma'am. This is not my expertise. But the PDA says if we can find some lead, we can make radiation suits. Oh, there! I am not setting foot outside this life pod without the proper protection. Don't worry. I'll go. Îmi dau play și poți să super. Să te am acolo. Bă, dar ce urât face chestia asta? You were gone so long. I thought you drowned. Put the flare down. I was going to try and attract someone's attention. That's not a distress flare. Stop waving it around like that. You'll catch the fuel line. What the fuck? Ce s-a întâmplat cu ăștia? Ai luat ăla Below Zero? Expansionul ăla care a apărut acum. Bă, nu am văzut chestia asta aici. Bă, ce bine că am făcut prostia asta, sigla. Și n-ai văzut tot apare și dispare pe aici. A, uite și o chestie.
wasted an hour with them. Oh, I know that spoiler. I'm not going to spoil it. The damn one is going to be a little bit. Îl termin și după o să mă apuc de la numai bine. Probabil că și ele. Probabil că o să fie lansat. Fuck. Cred că o să fie ăla, release-ul ăla normal, nu early access. Am zis că are câteva bug-uri și... De câte am înțeles și povestea nu-i toată finită. Adică se termină gen după o oră, două de gameplay, cred că nici două ore. Adică nu se termină, dar... Na, nu-i gata încă. Da. Și numai bine, zic că până termină asta. Poate să fie și el într-un stadiu mai bun. Atunci se leagă, o să le leg pe Andrei. Da, de câte am înțeles, la asta a durat aproape un an sau ceva de genul. Bă, de aia te mă nervează acum, nu știu dacă pot să intru în chestia asta. Ah, mai trebuie încă un fragment din ăla. Un fragment. Și fac chestia aia ce pot să fac în hit. Vai, ce oribil că sunetele alea și... Opa! Vai, ce oribil că sunetele. Quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The reactor will reach a supercritical state. Right, that's just far off for us some more. 10, 9, 8, 7. Stay. Tyson solve it. 6, 5. Okay, distance. The sequence. 3, 2. Aha, chestia asta cred că pot să mă apropii de navă. Am înțeles că sunt multe chestii faine și acolo. Aici îmi trebuie un laser din ăla. Hai că plecă iară să-mi plecă. A, iar a apărut la... Stai că o să ajung acolo și las un pic să vedem cartul. Și am avut o grămadă de probleme cu OBS-ul. Așa a fost. Și am pus în cerere cu ăla de la Nvidia Experience, nu știu cum. Și nu merge, am dat blue screen. Adică încep live-ul, am făcut o grămadă, dar trebuia să fie de la 8. Live-ul trebuia să fie de la 8.
pe la 9 jumate, cred că abia l-am făcut să meargă. Și acum e în lag. Pe OBS-ul acum, de-aia. De asta am sfârșit, am mers. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't want us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Signal location uploaded to PDA. 600 meters. 600 meters sub apă. Mai bine merg mâine dimineață. Bă, când e noapte nu prea poți face mult. Nu prea vezi, fără lanternă. Bă, dar câte atenții la detalii au pus în... chestiile astea au făcut, astea în foto și toate nebunile astea. Toate detaliile, incredibil. Și la toți pești este. Au lucrat un mic băiețile. O grămadă de faguri. De-aia voiam să luăm ce mai devreme, dar am zis dacă tot apare Block Zero. Tot am așteptat de mult timp să apară. Vedeți că numai bine dacă nu începe ăsta până... în termin, mai durează un pic și... am trebuit acum. Și numai bine m-am putut apuca de ăla și atunci o să zic și continuu. Da, și mai ales când se încarcă harta. Cred că atunci apar. Și bine, dacă te-am văzut, nu-i toată harta gata. Dar bine, nici la ăsta. În unele zone când se încarcă harta și alea nu prea merg bine. De-aia am pus și un FPS counter acolo în dreapta sus. Să mai vreau să văd dacă e ceva. De câte am văzut, scad mult FPS-ul de noapte. Aia mă miră, că teoretic, după logica mea, ar trebui să fie ziua să scadă. Noaptea să fie mai mult. Dar e oarecum invers. Să-ți faci o bază imensă. Bă, am zis că erau câteva contesturi anul trecut cu bază din alea. Unii chiar au făcut bază foarte faine. Bineînțeles, sunt cred. Bă, deci mai trebuie și acum apă. Am vorbat de titaniu care nu știu ce să fac cu el. Și ăsta e plin. Dacă să-mi fac o chestie din asta, cred că am fac. Dau drop. Merge. Să las coarță și pup aici. Și are. Hai de cap, mă. 500 de metri aia. Stai că o să încep și eu să fac. Mă duc până acolo la sfârșit.
O să încep să fac și eu, dar probabil prin live-urile viitoare. Am zis că asta o să fie doar în live-uri și eu. Să nu fac gen episoade. Să lucrez în el doar în live. Uai, dar ce nu-mi place în live-ul ăsta. Abia să fac chestia aia mică, submarinul, mini submarinul mic. Nu știu cum se numește. Să-ți fie așa o... un sentiment din asta plăcut de siguranță. Așa e teribil, parcă tot e cineva în spatele meu, tot în mână. Momentan nu cred că am atins, eu cel puțin am atins mai mult de 200 de metri. Cât de jos merge? Adică merge gen foarte jos sau... din am găsit zone din alea. Cred că prin zona asta pe undeva a fost cea mai... nu chiar cea mai dur, un pic mai în față de aici. Bă, dar ce urât sună. Întotdeauna după muzica aia parcă vine ceva după tine. Vai, teribil. Asta. Sia, nu. Avea ce să fac. 2000 de metri. Hai de viața mea. Așa, îți trebuie submarinul ăla să ajungi până acolo sau... Pămânesc de partea mii, nu prea faci cu asta. Tot, cum asta? Ce bine arată. Asta și submarinul ăla. Avea și să fac. How's his log? It's the day of the crash. I don't know what the heck is happening. I'm scared and I'm not going outside. There are shadows in the water under the hatch, but I can't tell if they're rocks or aliens. And there's weird looking caves nearby. The Aurora was carrying everything needed to build the phase gate. Mobile vehicle bays, bioreactors, propulsion cannons. It had a cinema. There was a zero-G gym. My cafe. I don't understand how we... Și chestiile alea... Oh, uite ce aici. Local scans show a nearby cave entrance, depth 90 meters, leading to an unknown environmental biome. Ok, nu știu dacă vreau să merg. Stai să-mi dăm un save. Și le-am gătit ziar, trebuie să scanez chestii sau oxygen efficiency decreased. Trebuie dai update sau poți cu numai cu resurse. Bă, ce fain. Bă, ce bine arată. Așa culori faine am găsit. Ok, ce e aici? Ce ai? Ok. Las că-l doi. Vine cu chestia, nu o să construiesc. 30 seconds. Cât mai trebuie, mă? Mai trebuie un fragment aici, unul. Nu apare pe hidrogen. Din câte am înțeles, sunt mai multe fragmente lângă chestia aia, lângă Pavlo. Lângă Aurora.
nici pe ăla, nici The Forest nu l-a terminat. Știi cum am făcut o pază? We just picked up a massive debris field at your location. M-aș apuca. I didn't know how bad, how many of you. I didn't know. Da, cred că cel mai greu a fost să găsesc prostia. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR, and I blew it. It's a bad option, all right, but so are all the others. Mai trebuie pește, nu ia să fac apă. Era o grămadă pe aici. Nu se mai regenerează pește, adică nu se mai respawnează din nou sau... Sau trebuie să treacă o vreme. Știu că erau pe aici, pe lângă podul ăsta, erau... Ăsta meu era o grămadă. Păi ce șmecherea asta. Era să nu mai ies odată de aici. Peștele astea mici. Bine, am început bine meciul. Bine, am început bine jocul. Deci mi-a scăzut unul din ala, nu știam ce naibai. Mi-a scăzut 50% din viață. Prostie din aia, cam micade, bine. Cred că The Forest o să nu încep. Să văd acum cum merge cu chestia asta. Și cât timp o să am. Dar chiar l-aș începe iar The Forest. Dar că înainte de toate oricum trebuie să-mi schimb SSD-ul. Că simt că nu mai face față săracu. Hai să scanez o chestie asta. Și după să mai bag un 8GB de RAM. Și probabil că nu o să mai fie lag atât de mare. Adică nu mi se pare foarte intens jocul. Adică jocul ăsta nu știu cât de calibrat e, cât de optimizat e. Afară, nu se mai am aer. Ce-am crezut că iar m-a pierdut. Vai, și aer teribil. Pare că am fost într-o grămadă de loc și nu mai găsit. Nu știu cât de mare. Ok, mare. Sunt ușor. Înainte să pleci, știi unde să găsesc fragmentele alea? Trebuie pentru asta mobile vehicle pe încă unul și încă pentru chestia asta SEMO. Câte mă trebuie să povesti mai multe lângă e pava aia, dar nu știu exact. Sau locurile așa random general. Thank you.
Zobaczymy, te portale się odniesienie. No to na pajcie ostatnio zobacz. Czy bunę zastępamy? A, se są pusnawy. To gdzie ona mówi, czemu ja papę, gdzie? Sunt mult, noapte bună. Integrating new PDA data.
through the sun rays and the through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I...